Bună, dragii mei! Bine v-am găsit! Astăzi vă voi prepara 4 tipuri de băutură. 2 cu cafea, 2 cu fructe. Așa că vă voi prezenta ingredientele și să vedeți ceva delicios. Să începem! Bună, dragii mei! Bine v-am găsit la un nou video! Astăzi vă voi prezenta 4 tipuri de băuturi răcoritoare de vară. 2 cu cafea, 2 cu fructe. Niște băuturi super delicioase și foarte simplu de făcut. Așa că haideți să vă prezint ingredientele. Vom avea nevoie de o cafea, o cafea lungă, câteva lingurițe de zahăr, 100 de grame de frișcă bătută, 100 de grame de înghețată, 50 de grame de fructe de pădure, 8 cupuri de gheață, 50 de grame de pepene roșu și 2 jumătăți de lămâie și câteva frunze de mentă. Haideți să începem! Vom începe cu primul tip de băutură. Această băutură este o înghețată cu cafea. Cafea cu înghețată, dacă doriți să-i spuneți. Am văzut-o pentru prima oară în Austria, dar ea se consumă și în Germania, Elveția. Și credeți-mă, este delicioasă. Avem nevoie de 2 cupe de înghețată. Priviți, da? 2 cupe de înghețată. Așa. Și avem nevoie de cafea. Aici, după cum vedeți, avem o cafea lungă, neîndulcită, pe care o turnăm peste. Am turnat înghețata, am turnat cafeaua. Așa. Le mixăm pe toate. Mixăm totul cu acest aparat, după cum puteți vedea. Dacă rămân bucățele de înghețată, nu vă faceți griji, pentru că oricum se vor topi. Deci mixăm totul bine. Că vom avea nevoie și de nes, bineînțeles. Deci, am mixat înghețata cu cafeaua. Acum punem o lingură de frișcă deasupra. Așa. Presărăm puțin nes. Așa, priviți. Am presărat nes și mai punem 2 cuburi de gheață. Iar băutura noastră este gata pentru a fi savurată. Aceasta este prima noastră băutură. Este cafea cu înghețată. Ați văzut cât de ușor și de simplu se prepară. Și credeți-mă, este foarte delicioasă. Acum trecem la cea de-a doua băutură cu cafea. Pentru a doua băutură vom avea nevoie de 2 linguri de nes, 2 lingurițe. De nes, bineînțeles, 2 lingurițe de zahăr, deci cât nes, atâta zahăr. Mai punem puțin că n-am pus plină, așa. Și puțină apă. Am adăugat apă, puțină apă, vedeți, un deget de apă. Și acum, cu ajutorul acestui mixer de mână, vom mixa totul foarte, foarte bine. Până când această compoziție devine o spumă, bineînțeles. Ia priviți ce bine arată, cât de frumos se mixează. Și continuăm să mixăm pentru aproximativ 5 minute, până toată compoziția devine spumoasă. Priviți, compoziția începe să capete consistența dorită. Trebuie să se îngroașe puțin. Priviți ce bine arată. Așa. Priviți cât de bine arată. Deci mixăm pentru aproximativ 5 minute. Vedeți? Și-a dublat volumul. Și are o consistență cremoasă. Priviți, așa ar trebui să arate consistența cremoasă. Acum punem cuburile de gheață, câte doriți, bineînțeles. Așa, punem cuburile de gheață și puțin lapte. Avem nevoie de lapte opțional, dar noi vom pune lapte că nu vrem să fie nesul atât de tare.
Și priviți, punem puțin lapte, cât să umplem paharul. Gata! Priviți cât de bine arată. Sper că se vede bine. Și acum nu ne rămâne decât să presărăm puțin, puțin. Presărăm puțin. Bineînțeles, nu punem tot, presărăm puțin praf de nes deasupra. Așa. Și mai avem ceva, un ingredient pe care nu vi l-am arătat, vi l-arăt acum, sos de caramel. Acesta este opțional, dar dacă aveți, puneți pentru că îi dă un gust foarte bun. Punem puțin sos de caramel. Putem să lăsăm să curcă și pe pahar, arată bine. Priviți cât de bine arată. Și aceasta este, priviți, cea de-a doua băutură. Acum vom face cea de-a treia băutură cu fructe de pădure, care o facem pentru Miriam, bineînțeles. Așa că vom pune fructele de pădure într-un pahar. După cum vedeți pe toate, ia priviți ce bine arată. Priviți de sus ce bine arată. Așa. Vom stoarce puțină zeamă de lămâie. Puțin, puțin. Dacă curge și pe par, nu-i nimic, pentru că știți foarte bine, la cocktailuri se obișnuiește asta. Și, bineînțeles, câteva cuburi de gheață. Acum tot ce ne rămâne de făcut este să mixăm. Puțină apă. Puteți să puneți apă plată, apă minerală, ce apă doriți. Ia priviți cât de bine arată. Iar acum, iarăși vom mixa. Așa, mixăm totul foarte, foarte bine până se pasează majoritatea fructele. Dacă mai rămâne câte una întreagă, credeți-mă, e foarte bine pentru că e deliciul copiilor, dar nu numai. Priviți cât de bine arată. S-au pasat aproape toate fructele și acum oprim mixtele. Acum, la final, adăugăm o felie de lămâie. Și priviți cât de bine arată! Aceasta este cea de-a treia noastră băutură. Este băutura lui Miriam. Acum facem cea de-a patra și ultima noastră băutură pentru tata, bineînțeles, pentru că și el trebuie să bea ceva. Și el trebuie să bea ceva, bineînțeles. Așa că vom pune pepenele roșu în pahar. Să vedem dacă avem nevoie de tot. Eu cred că da. Așa. Punem tot pepenele roșu. Priviți. Stoarcem puțină zeamă de lămâie iarăși. Priviți ce frumos arată. Aceste băuturi sunt toate de vară, toate răcoritoare. Fresh. Și acum urmează să mixăm iarăși totul. Bineînțeles, dar nu înainte. De fapt, putem să mixăm înainte și apoi să adăugăm puțină, puțină apă carbogazoasă. Am mixat un pic. Acum adăugăm puțină apă carbogazoasă. Și mixăm iarăși totul. La tati nu-i pun gheață pentru că el nu vrea foarte rece, are probleme cu gâtul. Deci lăsăm fără gheață și mixăm. Mixăm totul foarte, foarte bine, bineînțeles. Priviți, am mixat totul foarte, foarte bine. Are suficientă pulpă de pepene roșu. Acum vom adăuga două frunzulițe de mentă. Și aceasta este cea de-a patra băutură, băutura tatălui, da? Acum, bineînțeles, am terminat de făcut cele patru băuturi. Vi le voi prezenta pe toate cele patru împreună. Dragii mei, acesta este rezultatul. Priviți cât de bine arată cele patru băuturi, două cu fructe, două cu cafea. O să vi le prezint pe larg într-un short. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Încercați și voi aceste rețete de băuturi care sunt ideale pentru vară, răcoritoare și foarte, foarte delicioase. Vă pup și vă spun la revedere!